salut, eu sunt Andreea și tocmai ce am ajuns la hotelul The Land of Legends. Prieteni, am ajuns. Aceasta este camera noastră. Intrăm. Tarararam. Vai, mama este în baie. Închidem ușa. Ok, mama, nu te deranjezi. Oh my god. Așa, deci, aceasta este camera noastră de hotel. Noi deja ne-am aranjat. Camera este superbă. Nu știu de unde să încep. Efectiv, nu credeam vreodată că o să ajung aici. Este o atmosferă și pur și simplu un view atât de frumos. Acesta este patul meu și al mamei. Aici o să dormim noi. Aceasta este camera noastră. Și ghiciți ce? Acolo, deci suntem vecine cu mătușile mele. Și mai ghiciți ce? Mătușile mele stau exact... Deci avem o ușă secretă. Știți că la toate hotelele... Hai să vă arăt. Deci... Intrarea este, aceasta este coridorul și aici stau mătușile mele, aici e intrarea și aici e intrarea noastră, dar, mami, ai fost la duș? Da. Dar, noi avem și acest view și uitați-vă, mama mea se poate duce la mătușile mele, eu pot să mă duc la mătușile mele, este o cameră unită cu cealaltă cameră și asta este făcut în scopul pentru familii care, de exemplu, sunteți părinții și copiii, doi copii sau nu mai contează, în fine, deci este perfect pentru odihna extraordinară cu părinții, cu familia, de ce nu chiar cu prietenii? De exemplu, aici stau părinții și acolo copilașii. Este super confortabil. De asta vă recomand cu toată încrederea să veniți aici la The Land of Legends, să vă cazați la hotel și să aveți parte de cea mai tare vacanță, cu animații, cu cele mai frumoase priveliști și desigur cu cele mai superbe și interesante și hard topogane pe apă, pentru că aici în Turcia The Land of Legends este considerat cel mai mișto, cel mai nou, cel mai super aquapark din toată Turcia. Deci aquaparkul imediat. Priveliștea, sunteți gata? Sunteți gata să vedeți asta? Ta-da! Oh my god, Doamne, deci suntem în rai, efectiv suntem în rai. Uitați-vă ce priveliște avem. Acolo este aquaparkul, tocmai ce am văzut doi delfini sărind. Aici avem un fel de mini Viena, acolo este un castel, zici că suntem niște prințese. Acesta este balconul. Aici cei de la hotel cred că știu că eu ador bahlava și mi-au pus bahlava. Avem niște fructe, un coș cu fructe, mama deja l-a deschis. Avem aici două canapele, aici sunt costumele de baie, le-am pus deja gențile mele. Mi-am mai luat, apropo, o gentuță nouă, nu m-am putut abține. Pot să intru? Să intru? Bună, fetelor, ce faceți? Hey! Ce faceți, fetelor? Deci, vai, deci aceasta este camera mătușilor mele, este foarte asemănătoare. Hai să vă arăt și baia, pentru că baia, nu v-am arătat-o, baia din camera noastră, nu v-am arătat-o că era mama la baie, dar mă duc și eu imediat la baie, vă arăt camera mătușii mele, este exact cu baia noastră. Uitați-vă cât de mișto, aici avem toate cele necesare, uitați-vă cât de frumos este decorat totul, avem șamponuri, geluri de duș, periuțe, șervețele. Chestii, aici este dușul, aici este dușul, aici este WC-ul, mă scuzați, și aici este dușul, cât de mișto. Așa, aici avem minibarul, deci uitați-vă ce minibar interesant, apă, avem ceai, ceainic, dar aici avem mini frigiderul din camera noastră, uitați-vă, avem câte ceva de băut, o ciocolățică și mai avem încă un dulăpior magic în care de asemenea avem foarte multe dulciuri, ciocolățele, jeleuri, jucării, chipsuri necesare pentru igienă, cremă solară, cremă de ras. Deci, efectiv, aveți tot aici. Periuță, chestii de igienă. Aici aveți televizorul. Scrie Welcome, Andreea Bostanica. Avem aici o măsuță, un scăunel. Uitați-vă cât de drăguț este. Vai, și apropo, uitați-vă ce covoraj drăguț e pe jos. E super comfy. Aici este patul mătușii mele și aici, la fel, patul unei mătuși de ale mele.
Ceea ce ne pare rău că nu am luat și copiii cu noi, pentru că este efectiv perfect pentru vacanța cu copii, cu familia. Neapărat data viitoare luăm și copiii, neapărat. Da, exact, neapărat data viitoare când venim la The Land of Legends luăm și copiii, pentru că este super pentru a vă petrece aici timpul cu copiii. Avem aici fructe, mănâncă mătușile mele și mama și aici ăsta este priveliște. Stați să vă arăt, este cam exact ca în camera noastră. Uitați-vă aici și un pătut super drăguț și de asemenea priveliștea. Wow, wow și wow. Deci, wow. Nu am alte cuvinte de spus. Este extraordinar, pur și simplu extraordinar. Vai, cât de frumos e. Acolo, apropo, este mall-ul. Apropo, toată chestia asta este teritoria hotelului The Land of Legends. Uitați-vă, acolo se dau cu bărcuța. Avem de asemenea și un mall gigantic. Acestea sunt magazinele și acolo, după hotel, este mall-ul. Teritoria hotelului The Land of Legends este foarte mare. Aveți parte și de roller coaster. Deci, uitați-vă ce... Oh my god, nu știu, cred că o să mă dau. Mi-e cam frică, dar... O să mă dau eu. Acolo avem aquaparkul, în partea aia am fost astăzi și la aquapark, este superb, efectiv. Vai, cât de mișto! Și aici este intrarea în hotel. Cam asta este camera noastră, este absolut superbă. Și trebuie să vă zic că la mătușile mele în cameră este și un cinema personal în cameră. Aici avem chestia asta care dă tot filmul și uitați-vă aici sus, nu știu dacă se vede, se trage în jos și se pune pe tot peretele și așa vă puteți să vă uitați la film pe un ecran super mare, la voi în cameră, pe peretele vostru, este super mișto, cred că de acolo o să putem pune filmul, încă nu ne-am decis ce film și în general nu știm dacă o să avem timp să ne uităm la film aici, pentru că este super, super interesant și o să stăm câteva zile și vreau enorm să reușim să plecăm peste tot, să vedem toate minunețile de la hotel. Aici avem telefonul mobil la care putem să apelăm când avem nevoie de ceva de la recepție, luminițe, patul nostru. O să dorm cu mama, din păcate cred că o să dorm rău, dar în fine. Și apropo, uitați-vă ce buchețel drăguț avem aici. Oh, uitați-vă ce frumos este. Efectiv, nu am cuvinte, deci tot imediat plecăm pe acolo, pe acolo. Mâine ne dăm și la roller coaster și la topogane pe apă. Plecăm și la plajă, deci o să fie... Ah, o să fie extra...